scenă, vă rog, dragii mei, pentru că vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prestația minunată pe care ați avut-o astăzi aici, pe scena acestei deosebite comune miroslăvești. Mulțumim, deci, ansamblului Izvorașul Liteni, Suceava. Mulțumim doamnei profesor Alina Leonte și domnului director Dan Matachi. Bineînțeles, mulțumim și soliștilor Simona Matachi, Ileana Aniței, Elisa Târgovățu și Florin Costan. Mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți aici, pentru că ne aplaudați, pentru că sunt convinsă că vă place ceea ce vedeți. Mulțumim și televiziunilor care sunt astăzi cu noi, TV Beat, Actualitatea TV și Tele Moldova Plus. Vă salut, dragii mei, și pe dumneavoastră. Îmi salut colegii de la Tele Moldova Plus și îl invit pe scenă, dacă este domnul primar aici, pentru câteva două minute este... Da, pentru că avea o surpriză de partea interpretului Florin Costan, este... Aplaudați-l, vă rog, și pe domnul primar, Ionuț Gospodaru. Eu credeam că așa îi se spune, Gospodaru, dar de fapt e numele de familie. Iată, s-a născut într-o familie minunată, parcă predestinat pentru a fi primarul acestei minunate localități. Felicitări, domnule primar! Domnule primar, din partea colectivului nostru al ansamblului Izvorașul, primiți un mic cadou, o suită de dansuri și obiceiuri din zona noastră, zona Liteniului, de la confluența râului Suceava cu râul Siret. Mulțumesc tare mult ansamblului din Liteni. Anul acesta, deci anul trecut, în decembrie, am fost și noi prezenți cu alaiul de date și de obiceiuri în Liteni. Mă bucur să promovăm parteneriate, schimbul de experiență între comunele din județul Iași, din județul Suceava, din județul Botoșani, așa fel încât să păstrăm tradițiile, să păstrăm obiceiurile, până la urmă să ne cunoaștem, să vedem că țara noastră are și lucruri frumoase de oferit, nu numai lucruri urâte despre români. Suntem originali, la un moment dat poate și greșit, dar în mare avem un repertoriu, un folclor frumos, suntem oameni de calitate care putem la un moment dat să oferim ceva frumos și constructiv societății. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi pentru acest minunat spectacol, care continuă, bineînțeles, și imediat va urca pe scenă pentru dumneavoastră o interpretă dragă mie și sunt convinsă că dragă și dumneavoastră, o colegă de cântec pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă, am invitat-o la Radio Iași când moderam o emisiune acolo, mulți dintre dumneavoastră poate au ascultat emisiunile și ascultă la Radio Iași, o interpretă mândră la port, mândră prin tot ceea ce face, frumoasă, care face într-adevăr cinste locului din care provine, o mândră suceveancă. Astăzi, pentru dumneavoastră, pe scenă, Angelica Flutur. Haideți să o primim cu aplauze! Sus pe muntele ciumâr, la sus-i satul meu, măi mica suța mie și stâna sus-i satul meu. Da sus pe muntele ciumâr, la sus-i satul meu, măi mângâi stelele cu mâna sus-i satul meu. Hai sus mi satul cu paduri, cu buța mie-mi-ai, e cu făniață și cu muri și huțănii mei. Sus mi-i satul și drumea cu huțănii mei, măi și mi-ai dracum, nu mi-ai altul cu huțănii mei. Hristos a înălțat și bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult, domnului primar și Consiliul Local, că m-au invitat aici la dumneavoastră miroslăvești, la această frumoasă sărbătoare. Mulțumesc, Claudia Martinica, pentru prezentare. Nu vă urez decât să vă dea Dumnezeu ce voi este de folos și zic așa, să nu lăsăm timpul să se scurgă prea repede, să-i dăm drumul jocului și văd că este spațiu aici. Poate cineva îndrăznește. Un pic mai tare muzica și microfonul, vă rog. Mulțumesc! Hey! Hai sus mi s-a făcut, paruri cu puțanii mei.
nici la treabă, nici la nută, n-a lăsat-o meu. Ca nici vorbă prea și multă, e sătul meu. Foarte mult să încep cu piesa mea de suflet, Sus pe muntele Ciumurna, n-am mângâi stelele cu mâna. Mergem cu următoarea piesă să vedem ce ne zice. Zice cam așa. Ia să zic, Popa Lăceancă. Tot am mus, certam că să vede și voi. Astăzi Popa Lăceancă să vede și voi. Și sunt convinsă că v-au venit rudele din... Știu eu pe unde aveți, plecați, frați, surori, prieteni. Și mă bucur tare mult că și la noi, la hram, este la fel. Ne adunăm acasă la mama, fiecare dintre noi. Continuăm! Puța mi-joc într-una, puțul ca puțul ca
muneu, la umbră livrată, puțucă, 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 eu și eu, alături, la muneu, la umbră livrată, puțucă, puțucă. Ia ca vin cu tuon mare, căschișori pe carare, la pali, la pali, puțunca, puțunca. Ia ca vin cu tuon mare, căschișori pe carare, la pali, la pali, puțunca, puțunca. Și tu le-i Marie, puțunca, puțunca. În puțunca se înghie și vasăle și elie. Hai și tu le-i Marie, puțunca, puțunca. Și eu ai dau joca și de joc m-ai lăsa. Nici dacă m-ai mareta, puțunca, puțunca. Moș Constanța ia pușco, a venit pe leagio. Din nou parcă ia foc, puțunca, puțunca. Și eu îi dau cânta și de joc mai lăsa. Nici dacă mă-i marita, puțunca, puțunca. Și eu îi dau cânta și de joc mai lăsa. Nici dacă mă-i marita, puțunca, puțunca. Și eu îi dau cânta, mă! Și de joc nu mă-i lăsa, mă! Și de joc nu mă-i lăsa. Și degeaba nu m-ai lăsa, nici dacă m-ai marita. Așa că am ajuns și m-am măritat și degeaba nu m-am lăsat și nici n-am de gând. Ceva ca să nu stacă gura. Suntem în Moldova.
Așa că știți cum merge lumea. Vorba în lume, moldovencii sunt mai arțăgoase din gură. Așa că eu mă mândresc cu lucrul ăsta. Dați tare din gură că n-o să aveți nică de pierdut, zic eu. Eu n-am avut. Și această piesă o dedic din tot sufletul tuturor bunicilor. Cine are să-i trăiască, cine nu se-i pomenească. Moșul meu bate copii de moșu, dar cum erau pe țărăie de moșu. Ai mă învață de mine, de mine, că nu-nțălegeam de mine. Vreodată în viața mea. Nu ne aude, nu-i nimic, să fii sănătos. Ei, mi-ați auzit, e bun. Să fii sănătos și să nu văd unde-ți vostra să le ferească Dumnezeu. Aș putea să-i sugerez domnului primar să vă pună ca emblema satului. Nu știu dacă mai sunt domni așa de vârsta dumneavoastră cu mustăți asemenea. Mai sunt? Nu mai sunt, nu? Păi ar trebui pus la vot. Cine să fie emblema satului? Un domn? Un moldovean veritabil. Următoarea piesă spune așa și vibrei bine ca să-ți meargă să iubești o suceveancă. Sau moldoveancă, frate, că pe urmă români suntem cu toții. Amargă să facă de-o suceveam. Dacă vrei să-ți spargă chinii, când eu cam tu cu mine, că nu mai s-a. Ei, măi bărbați, tot am o să mă ascultați. Ei, măi bărbați, ia să mă ascultați. Trileșește-o pe țapla și măi facă o placă. Eu te spun, îi uit din clașe, tri-ri-ri-ri-ri-ri-ra. E ca trița, ciuca, ușă, măi, placă-o-placă. Nu și mare, doca, ușă, tri-ri-ri-ri-ri-ri. Și dacă vrei una să-ți placă, e la joc o suceveancă. Nu și mare, doca, ușă. E ca trița, ciuca, ușă. Da, uite aici! Hey, 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 hey
poartă, măi, flacă, flacă, o pareche ca să-ți placă. Și la notă și-a cerdat, măi, flacă, flacă, supra mie și-a dat cu drag. Și o pareche ca să-ți placă, să iubești, o sucevea. O pareche ca să-ți placă, să iubești, o sucevea. Mulțumesc din tot sufletul, eu m-am măritat cu siguranță din ansamblurile care au fost prezente și vor mai fi prezente la noi din Suceava. Sunt fete absolut superbe, toate sunt frumoase. Și ale dumneavoastră sunt frumoase, așa că nu pot să decât să vă invit la însura, dragilor, pentru toți burlacii asta. Sau pentru cei care se simt, bineînțeles. Jocul meu e ca și parea și să joacă toată țara să fie pentru dumneavoastră. Jocul meu de țărănească, rrrr-rrr-rrr-rrr-rrr. Hai și ne joacă să răiască, rrrr-rrr-rrr-rrr. Hai, jocul meu e ca și pară, să joacă de țară, să joacă de țară, rrrr-rrr-rrr-rrr. Hai, jocul meu e ca și pară, îl știe de țară, îl știe de țară, rrrr-rrr-rrr. Suceava de la munte, avem jocuri tari buni, am eu care va plași, clare pe vină-n coașii. Văd așa, văd așa. Hai, jocul meu tare la plașe, tre-re-n-tare-re-re-re. Hai, curare pe vene-n plașe, tre-re-n-tare-re-re-re. Hai, jocul meu e ca și fără, că știe tot în țara, că știe tot în țara, tare-re-re-re-re. Au și la coacă și la joc, da la munte-i gol-ru, da la munte-i gol-ru, tare-re-re-re-re-re. Uuuu, când ne joacă domnișoară, flătăie jos în soară, șeful tot super pe vește, iute, poate își găsești, văd așa, văd așa. Crescut mamă ca floare, dre-re-n-tare-re-re. Hai lângă prașă, lângă soare, dre-re-n-tare-re-re. Hai mă crescut mamă ca bine, să mărcara roșă-n lume, mărcara roșă-n lume, dre-re-re-re-re-re. Hai mă cântă toate și placă, de și-mi e ca să placă, și-mi e ca să placă, dre-re-re-re-re. Uuuu, placă mă, placă mă, mă! Au joacă zăși din mine de frasă! Ho! Jocul meu de țărănească, tre-re-n-tare-re-re. Și ce știe să trăiască, tre-re-n-tare-re-re. Hai, jocul meu tare la clașe, are te vin în clașe, are te vin în clașe, tre-re-re-re-re. Au și la clacă și la joc, ca la nuntă-i cu un rup, ca la nuntă-i cu un rup, tre-re-re-re-re. Uuuu, din la toată la galață! Uuuu, și atât zăși din medie, frate! Uuuu, din facul la cimișoara! Uuuu, jocul meu e ca și pana! Au și numai așa! Dragii mei, să fiți sănătoși, frumoși și voioși. Vă doresc ce v-am dorit și la început, să vă dea Dumnezeu ce vă este de folos. Și vă mai doresc să aveți foarte multă răbdare în tot ceea ce doriți să faceți. Vă pun răbdare și foarte bine. Absolut nimic nu se întâmplă. Mulțumesc din toată inima domnului Ionuț, primarului dumneavoastră drag. Când m-a sunat la telefon, a sunat așa ca un... Permiteți-mi să zic fecior, că l-am auzit la telefon, foarte simpatic și drăguț, să știți că eu așa l-am perceput, un om cu un bun simț ieșit din comun. Și îi mulțumesc pentru faptul că m-a invitat aici în fața dumneavoastră. Să fiți sănătoși! Mulțumesc petrecere frumoasă și hran frumos și ușor! Mulțumesc! Mulțumim și noi, Angelica Flutur! Mulțumim foarte, foarte mult! Să știți că au venit niște prieteni aici pentru domnul primar, niște persoane foarte importante, oficialități, și doresc să vă salute, să vă spună, să vă transmită un gând bun pentru această zi minunată și bineînțeles că îi vom invita pe scenă alături de frumosul și harnicul și gospodarul dumneavoastră primar, pe domnul Bogdan Apălașei, subprefect județului Iași, să-l aplaudăm, să-l primim cu aplauze. Pe domnul Cristian Stanciu, lider consilierii județeni. Pe domnul Marian Șerbescu, director în cadrul instituției prefectului. Aplaudați-vă, rog, tare mult că au venit la dumneavoastră să vă salute.
și să vă felicite pentru această sărbătoare minunată și, bineînțeles, pe domnul Constantin Cernescu, primar al orașului Hău. Bine ați venit! Mulțumesc tare mult colegilor care au fost prezenți astăzi aici. Să dau cuvântul pentru un scurt moment. O să continuăm programul artistic, dar intervenția lor va fi scurtă. Mulțumesc mult, domnule primar! Bună ziua, dragi locuitori ai comunei Miroslovești! Dați-mi voie, în primul rând, să-l felicit pe domnul primar, Consiliul Local, domnul viceprimar, pentru că a organizat această sărbătoare, o tradiție, deja a devenit o tradiție, ora satului în comuna Miroslovești. De asemenea, apreciez foarte mult că dumnealui, alături de consilieri, păstrează tradiția, conservă valorile naționale. Eu vă urez în această zi de sărbătoare, în Duminica Rusariilor, mâine aveți, din câte am înțeles, RAM la dumneavoastră în comună, vă urez tuturor multă sănătate, Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile, să vă binecuvânteze casele, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi locuitori ai comunei Miroslovești. La mulți ani! Mulțumim domnului Suprede, Juliana Balașe. Dau cuvântul domnului Cristian Stanciu, liderul grupului de consilieri județeni din județul Iași, cel care promovează și proiectele comunei Miroslovești. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit. Ne bucurăm astăzi să fim în mijlocul dumneavoastră aici la Miroslovești. Este una dintre cele mai reprezentative comunități în județul nostru. Și țin totodată să-l felicit pentru domnul primar gospodarul, care și este primar gospodar, pentru faptul că reușește să mențină tradiția, sărbătoarea, comuna dumneavoastră și sunt convins că a făcut eforturi destul de mari astăzi ca să poată organiza și să ne facă pe toți să ne bucurăm de evenimentul pe care astăzi îl trăim cu toții aici și anume sărbătoarea comună. Doresc să vă mulțumesc în numele meu și al colegilor mei pentru faptul că sunteți prezenți în număr atât de mare la acest eveniment, pentru faptul că sunteți alături de domnul primar și se vede foarte clar că îl susțineți și sunt convins că împreună veți realiza lucruri foarte frumoase aici în Miroslovești. De asemenea, cum spunea și domnul primar, vreau să vă asigur de tot sprijinul nostru în Consiliul Județean, în calitatea pe care o am în acest moment acolo. Și doresc să vă asigur că toate proiectele comunei Miroslovești, fie că vorbim de proiecte europene, de proiecte finanțate la bugetul Consiliului Județean, vor fi susținute așa cum trebuie în planul Consiliului Județean. Cunoaștem fiind foarte bine realitățile județului, știm că v-ați săturat de noroaie, știm că doriți să trăiți ca la oraș, dar știm foarte bine că satul românesc trebuie modernizat. De aceea vă doresc și vă urez să-l aveți pe domnul primar cât mai mulți ani de zile lângă dumneavoastră, așa fel încât să putem duce comuna Miroslovești acolo unde este locul, și anume în rândul comunităților europene. Și pentru că mâine este ziua copiilor, copiii care sunt viitorul comunei, viitorul României până la urmă, doresc să urez și copiilor un călduros la mulți ani și sigur totodată dumneavoastră. La mulți ani! Mulțumim tare mult! O să dau cuvântul colegului primar, domnului Cernescu, primar la orașul Tătău. Tot timpul am încercat să mă inspir din experiența dumnealui. Astăzi este prezent aici alături de noi. Mulțumesc pentru faptul că a reușit să-și rezerve timp să poată fi alături de noi. Mulțumesc, domnul primar! Am venit din dragoste la dumneavoastră. Bună ziua! Hristos a înălțat tuturor! Vă iubesc pentru că îl iubesc pe primar. Primarul este tânăr, îl cunosc de când am venit în Partidul Social Democrat și îl cunosc ca un om energic care vrea să facă multe pentru comunitatea dumneavoastră. N-am venit îmbrăcat oficial pentru că am venit ca într-o excursie, dar mă bucur pentru că am venit să văd și văd că aveți lucruri făcute deosebit de frumoasă la dumneavoastră. Am fost în mai multe comune, dar comuna dumneavoastră este frumoasă, este asfaltată, aveți probabil toate utilitățile aproape și mă bucur că
domnul primar a reușit să facă multe lucruri bune pentru comuna dumneavoastră. Eu vă urez, pentru că sunt pentru prima dată în comuna dumneavoastră, am mulți prieteni pe aici, dar au trecut vremuri când veneam în comuna dumneavoastră. Aveam o familie aici, Albu, și eram și la cooperații. Tot președintele era Albu. Și veneam mulți ani de atunci. Și vin cu amintiri frumoase de atunci. Și vreau să vă spun că această comună a progresat foarte, foarte mult de când nu am mai fost aici. Și asta datorită dumneavoastră și datorită primarului pe care îl susțineți și sper ca în continuare să faceți lucruri bune și utile pentru comuna dumneavoastră. Vă urez la mulți ani tuturor. Învăț și eu ca primar a unui oraș de la dumneavoastră lucruri bune și sper că domnul primar, care este tânăr și poate să învețe și eu, pot să învăț de la el, la anul va veni la Hârlău, la orașul, la sărbătorile orașului Hârlău, să vadă cum arată și Hârlău. Poate nu întotdeauna arată mai bine ca o comună sau mai rău decât o comună. Dar se văd realizările făcute de noi. La mulți ani, Miroslovești, la mulți ani, domnul primar, să fiți în stare, să fiți tare, să conduceți comuna și să aveți rezultate pe măsură. La mulți ani tuturor! Mulțumim domnului primar Cernescu. Eu știu foarte mult cât de greu este să organizezi anumite evenimente, cât de greu este reușești să obții fonduri pentru a rezolva anumite dorințe ale cetățenilor. Dar lucrul ăsta trebuie doar noi să-l știm și în așa fel să găsim soluții să-l rezolvăm. O să dau cuvântul și domnului Șerbescu, domnului Marian Șerbescu, care este director la prefectură. Cu dumnealui țin legătura mai direct, tot timpul când merg la prefectură, discut, reușim să găsim soluții pentru rezolvarea anumitor probleme. Mă bucur că și dumnealui este alături de noi. Face parte dintr-o generație nouă, o generație care putem să înțelegem anumite probleme ale anumitor comunități, în așa fel încât să putem să găsim și soluții. Bună ziua! În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe domnul primar și întreg Consiliul Local, pentru că au găsit resursele financiare să organizeze această sărbătoare. Știu că este greu financiar să poți aloca resurse, dar domnul primar a găsit. Știu că domnul primar face multe, a făcut multe și mai sunt multe de făcut, dar împreună dumnealui are susținere, sunt mulți oameni care îl susțin și atunci poate realiza și mai multe. Sigur că au fost făcute multe, mai sunt multe de făcut, dar cred că Miroslovești este astăzi un sat european. Și dumneavoastră sunteți locuitori într-un sat european. De asta dați-mi voie să vă urez sărbători cu bine, distracții maximă și la mulți ani Miroslovești! Mulțumim tare mult! Pentru dumneavoastră, dragii mei, și pentru domnul primar, Bogdan Abălașe, subprefect județul Iași, Cristian Stanciu, lider consilier județin, Marian Șerbescu, director în cadrul instituției prefectului și domnul Constantin Cernescu, primar al orașului Hârlău. Mulțumim foarte mult pentru că au venit aici și au adresat un cuvânt bun dumneavoastră și să vedem ce urmează, nu? E bine? Petrecem? Imediat veți vedea cu cine, numai dacă aplaudați. Mulțumesc tare, tare mult. Sunteți extraordinari. Să știți că am să mai vin la dumneavoastră, dacă mă mai invitați, bineînțeles. Înființat în anul 1980, ansamblul folclorii, Florile Bucovinei, al Casei Municipale de Cultură, a scos la iveală multe generații de dansatori și soliști vocali, fiind considerat pe bună dreptate, zicem noi, unul dintre cele mai reprezentative ansambluri folclorice de amatori din Bucovina. De fiecare dată, membrii ansamblului le conduc în lumea satului de odinioară cu cântecul și jocul plin de trăiri sufletești intense.
Deși repertoriul este alcătuit în special din cântece și suite de dansuri din regiunea Rădăuți, valoarea și frumusețea folclorului din celelalte zone ale țării este evidențiată prin suite de dansuri din alte regiuni etno-folclorice ale României, în acestea completând și îmbogățind coloritul artistic al repertoriului abordat. Laureața ai numeroaselor festivaluri de folclor, atât în țară cât și în străinătate, membrii ansamblului s-au întors cu impresii de neuitat din Bulgaria, Turcia, Rusia, Germania, Polonia, Ungaria, Italia, Ucraina și Cipru, țări în care ne-au reprezentat cu mare cinste coreografia ansamblului, da? Aceste minunate spectacole au fost susținute de dumnealor, dragii mei, așa că îi invităm în scenă pe membrii ansamblului folcloric Florile Bucovinei al Casei de Cultură Rădăuți. Vor prezenta pentru dumneavoastră 3 suite de jocuri populare bucovinene, o suită de jocuri din centrul Moldovei, soliști vocali Melissa Borșan, sigur că da, puteți să-i aplaudați, Daniela Pilan, surorile Ioana și Iuliana Luța, coreografia Costinel Leonte, director ansamblu Ovidiu Foca. Să le urăm succes! Televiziunea e cu noi! Mulțumim pentru aplauze!
Thank you.
musta ca un măcăruie, diri-din-diri-dam. Gândința trec și premia, diri-din-diri-dam. Dai diri-dam, papirile ca răzura, diri-din-diri-dam. Și-o scos o putin pe tine, diri-din-diri-dam. Dai diri-dam și-o oră când simți în mine, diri-din-diri-dam. Mai mândru, mai înțăpată, diri-din-diri-dam. Dai diri-dam, nu mai sta tot într-o dată, diri-din-diri-dam. Și pot ești o neacăjătă, diri-din-diri-dam. Dai diri-dam și într-una poți omorită, diri-din-diri-dam. Păi așa mai coastă, coastă, diri-din-diri-dam. Dai diri-dam, pe tot mai găsești mai broță, diri-din-diri-dam.
primiți cu aplauze pe surorile Ioana și Ileana Luța. Ați spus bine? Succes! Mă trăinească, știu ceva, pe ea nu știu, vreau mă.
Mulțumim foarte mult, sororile Ioana și Iuliana Luța, talentate, le-ați ascultat, le-ați văzut, frumoase, și invităm în scenă membrii ansamblului folcloric Florile Bucovinei, a Casei de Cultură de Rădăuți, construită de dansuri. Să-i aplaudăm!
ansamblul folcloric Florile Bucovinei al Casei de Cultură din Rădăuți. Am avut impresia, dragii mei, că se rupe scena. Cu atâta dăruire și cu atâta dragoste au dansat. Profesioniști, nu glumă. Și să știți că nu au venit aici la dumneavoastră cu mâna goală. Au venit cu un interpret drag, bucovinean, care mi-a mărturisit că s-a învățat cu năravă, adică vine la dumneavoastră așa cu drag, de câte ori îl așteptați, de câte ori îl invitați. Bineînțeles că prezența lui se datorează și domnului primar al acestei minunate comune și nu-mi rămâne decât să-l invit în scenă pe haiducul cântecului autentic bucovinean, așa cum îmi place mie să-i spun, pe Călin Brăteanu. Eram eu sigur că-l aplaudați fără să vă spun că-l iubiți, că-l stimați. E, să știți că și mie mi-este drag, ia uitați-l, arată bine, e frumos, cântă bine, cum să nu. E doar un coleg de scenă, îi mulțumesc pentru că se află astăzi aici pentru dumneavoastră. Mulțumesc și eu în numele tuturor, Călin Brăteanu. Mulțumesc, Claudia, pentru cuvintele frumoase. Bine v-am găsit, oameni buni. După amiază plăcută. Singura mea durere este că parcă prea repede a trecut un an de zile. Da, bucuria vine de la faptul că vă găsesc la fel de frumoși și mă gândesc și sănătoși. Din toată inima pentru cei care au trăit și au iubit muzica de fanfară, pe vremuri cânta fanfara. Cânta fanfara așa aici? O lecuță de fanfară așa, ca să ne aducem aminte de altă dată. Să știți că nu se supără nimeni dacă vă apucați să jucați. Arătați cu deștiu, fășeți și aveți de făcut. Este viața cum a prinde dimineața, măi, măi. Mulța ponoșuri și-au tvoșnit în păpăduri, măi, măi. Cât e greu traiunea și un pahar de poșnii strii, măi. Dar e draga trăiu și uită-te, dragă lină, măi. Cum poate scurte, măi, măi. Mă uit din spreuniși, poate la mântă furniși, măi, măi. Măi, muntele s-a fac și vale, cărșăm la mântă cu poate. Și când ce de luna nori, din poale nu mă mai scoate, măi. Când ce de luna nori, n-aș da ochii tătă lumea, măi, măi. Cu lumea n-am și fașe, dar cu mâna joc, că-mi place, măi. Măi, că și mie mă bate mie, când fi lume am trăit, măi. Dar mătrele din gând bune, lindiță cu ochii buni. La munte, măi, măi. Sunt într-o ochi mai mult, de mândri să le ajut, măi, măi. Și la lemne și la coasă, că bărbatul-i dus de acasă. Apoi n-a coleat ca și bărbațelor, n-a mai știm, măi. Păi că așa-i vorba și ea, dragă, că o leacă nu-i o vară. Și-o facă dacă și pentru leaga trebuie, măi. Mulțumesc! Așa era odată, când era mamuța fată. Banda ne cânta la joc cu tățatul la un loc, banda ne ducea la gară când ne duceam pentru țară, la nunț, banda ne țășea la tot, la groapă, toate ne ducea. Tot cu banda îi zic și eu din neamul și satul eu. Altă dată jucau tăți, uitau 2-3, am un suit de toată lumea și au jucat o păreache sărași. Dumnezeu vă dea sănătate. Nu
bun să vii și unul tău, nu vă fac de... Dacă am spus dreptate, v-am făcut de râs, v-am felicitat de toată inima. Ați iei Dumnezeu în aramă. Frunze verde și îndu dău neamul în eu și satul în eu. Orice ar spune unii, eu vreau să știe lumea toată că mă ne rușine niciodată că sunt moldovean cu limba lată. Sus muzica! Și nici nu-i și nici sărac nu-i trai. Când ai minte și-o mini, ai destul la puțin. Nu-ți bogat și nici nu-i și nici sărac nu-i trai. Când ai minte și-o puțin, ai destul la omini. Dragul mi-a șugui cu omul care-a primit. Și mi-e draga face șagă cu omul care-i de treabă. Dragul mi-a șugui cu omul care-a primit. Și mi-e draga face șagă cu omul care-i de treabă. Ție! Și câteodată Moldovean cu limba lată. Așa, dar cu mine om de ești, frate-ți-o-i și cât trăiești. De la lucru și pământ aici ne-am unii o trăit. Dumnezeu să-i știe și noroc și bucurii. De la lucru și pământ, eu aici ne-am trăit. Doamne, la un loc să-l țin, în belșug și bucurii. Noi am fost Hristos de acasă, să începem la masă. Și când ne-a dipit de tare, ajung la fiecare. Noi am fost Hristos de acasă, să începem la masă. Ce păi ne-a dipit de tare, să ajung la fiecare. Ține! Lumea-mi zi și câteodată! Moldovean bună, bogată, așa, la inima și noștrii, lângă mine ar vrea să știe. Mie popa ne-o cânta, lașul că m-o botezat, și tot popa ne-a cântat, în groapă că mor baga. Mie popa ne-o cânta, lașul că m-o botezat, și tot popa ne-a cântat, lașul că mor botezat. Totul din care-i sfatut, nu mă lasă-n deșevuit, graiușa dulci de acasă și Moldova mea frumoasă. Totul din care-i sfatut, nu mă lasă-n deșevuit, graiușa dulci de acasă și Moldova mea frumoasă. Ție! Nu le-am zis și câteodată, Moldovean cu limba lată, așa, dar inima și ne-o știi, lângă mine vrea să știi, astăzi zic și-o zis și tată, dar e om, e om și gata! Bună, din Tăzbani! Dar oameni buni, în spatele meu am un grup folcloric, un ansamblu folcloric al Casei de Cultură de la Rădăuți. Ei v-au prezentat jocuri din subzona etnografică a Rădăuțului. Eu închei programul Sucevei, a sucevenilor. În fiecare an, aici, la Miroslăvești, am bucuria de... regăsit cu domnul director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, domnul Adrian Ardeleanu, pe care l-aș ruga să vină pe scenă, și l-aș invita și pe domnul primar să vină pe scenă, și l-aș invita și pe bunicul să vină aici pe scenă, pentru că oameni buni, de la părinți la copii, s-au transmis și s-au făcut ceea ce trebuie, și de la alți părinți, la alți cochii, toți au făcut ceea ce trebuie și Suceava și Iașul și-a dat mâna aici la Miroslăvești. Nu poate decât să ne onoreze pe noi, pe suceveni, dragostea și prietenia pe care ne-au purtați. Și vă mulțumim din toată inima că ne-ați fost oaspeți de câte ori v-am poftit. Vă dea-i Dumnezeu sănătate. Domnul director, prima dată dumneavoastră în calitate de tata meu, așa după care vine Ionuț și cu tata lui, fiecare cu tata lui așa. Călin, îți mulțumesc frumos, într-adevăr.
trebuie să mărturisesc că al doilea plăcău al meu este Călin, cel care de câțiva ani bune suntem împreună, atât la bine cât și la rău. Dar sper eu că una din faptele bune care le-am făcut a fost aceea de a-l aduce la Mirostovești acum 5 sau 6 ani, domn primar, la o șezătoare, și de atunci Călin toate șezătoare o ține la Mirostovești. Bravo ție! Atunci ne-am înțeles cu vinul și domnul primar mi-a dat mai mult vin și din cauza la vinul și la vin și cânt în fiecare an ca să mă plătesc pe la urmă. Mulțumesc, Călin, că și astăzi ești la noi, dar Mirostovești, o spun de acum în nume de gază, domn primar. Mulțumesc domnului primar, domnului gospodarul, cel care susține activitățile în comună și iată că astăzi o zi frumoasă, cu mult suflet pus aici, la dumneavoastră, la Mirostovești. Felicitări încă o dată și un an frumos să aveți mai departe. Eu sunt cel care ar trebui să mulțumesc cel mai mult. Sunt cel care am fost sprijinit de domnul director Adrian Adeleanu de-a lungul anilor pentru realizarea unor evenimente frumoase în comuna Mirostovești. De asemenea, am fost susținut și sprijinit și de domnul Călin Brăteanu. Am avut proiecte comune, Iașul cu Suceava, în așa fel încât am reușit să promovăm, să păstrăm tradiția, să arătăm oamenilor lucrurile frumoase din satele României. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru mare noi suntem cu organizare. Dar finaiește doi oameni care nu s-a dus este acolo din noastră mulțumim! Să ne trăiți, oameni buni! Eu am fost cu ansamblul de la Suceava, urmează Iașu, urmează Basarabia prima dată, după care va fi Iașu, Claudia Martinică, cu Doina Carpaților de la Iașu, un alt ansamblu folcloric de renume, coreografia domnului Petru Șușu. Amu, de aici vă duc la Dorna, în țara Dornilor, să vă țin cu o coșnicuță. Joc frumos, ba nu, prima dată când pentru neamul meu și satul meu, tății și șobani. Urmează, nu mai zic până, mai zic patru, dar atâta s-a luat niște acap pe să ajungă la Chișinău. Dacă am un cântet, la mă și mai cânt. Ce slăboți aș fi iarba, hai dor, dor, sfârli, să pot la muntii mărba, hai dumă, dormi. Voi porni cu șobanii, ca să strângem turmii, să apucăm drumuri mărbuti, din ploi și din locuri mori. Voi porni cu șobanii, ca să strângem turmii, să apucăm drumuri mărbuti, din ploi și din locuri mori. Drumul și poțile le știe, și din șobanie. În lungă-i drumul codului, ăta mai lunghi-a corului, în codul care rismuni, domnii stavatiuri. La prima când o mândruța, hai dumă, dorul vii, te-așteaptă cu dor în plan, hai dor, dorul să-i vii, să arăt cum e cu drag, hai dumă, dorul vii, de aripa vântului, din șechim namradului, șemnii roasul copilor, să știi și drag și dor. Iarii pământului, din șechii namradului, șemnii roasul copilor, să știi și drag și dor. Să mă poată aștepta, că până și-a treia și-a
și cu turma iar. Hai duma, dorului, din boi vreau ce fai. Hai dorul solii, cu sufletul plin de rai. Hai duma, dorului, noapte-n jurul focului. Uita glas fluirului, rața matându-i de mult. Luna cu drag să-mi vas multe, noapte-n jurul focului. Uita glas fluirului, rața matându-i de mult. Luna cu drag să-mi vas multe. Ce zic în timpii șopa? Plecare-ntor la rigaleală, că drumul ia pacotul. Și oile lui mă îi dea Doamne țele mai multe, să mă urc cu turma muntii. Vă soviar, mă, cum ai creaște și om atunci trăiaște. Mulțumesc tare mult! Cântecelul ăsta e de la Câmpul Lung, oricum. Dacă ne-am soare cea clău, noi avem la rău și Moldova ne are pe noi de toată inima. Încă una, zic o coșnecuță pe care o dedic doamnei Mariana și concililor de la Botoșani de toată inima, cu toată dragostea, un grup folclorii care se respectă. Deci Suceava, Botoșaniu, Iașu și Chișinău, astăzi sunt la Milosovești. Felicitări de toată inima pentru minte luminată și inimă dreaptă. Cântăm coșnecuța! Să se te joc la hora de la vestop, să ne învârtim cu foc, mândra mea. Să te joc cu coșnecuță, să te sară pe guriță, că tare mai ești drăguță, mândra mea. Să te văd în joc și vins, când de cât că m-a cuprins, când îmi ești alături, mândra mea. Adelea că ești o știi, când îmi vine oamenii, când mi-e drag să și a mea, mândra mea. Sus pe munte la izvor, s-ntâlnește doctor, nu se uită până mor în acute. Din areală în Bucovina, dorul mașin în inima, să-mi văd mândră patojina, dar aș vrea. Cum joacă artele mea și sufletul mi-l topteaște, coșneguța când pornește a juca. Ei din dor n-am bistrițat, de din lată îmi sunt limba, coșneguța când pășe a juca. Doi la stânga, doi la dreapta, și-apoi ne-am învârtirat. Într-un fișor om jucat în lumea, și la dona și lumoi, toți o joacă cu mântor. Și-și învârtâja cu spor mândruța, în culom s-a pojorit, am pentru mine tot. Atât la coșnecuța, pentru și-l ajuta. E din dona mestrițare, de la tății prima, coșnecuța, pentru și-l ajuta. Dă-mi drag să-și învârtea! Coșnecuța când o joc, parcă mă da clipor. Nu m-aș mai opri din loc, n-aș mai sta. Din la coșnal, dintre munți, s-o porni cu pași maroți. Un joc și plas și la mulți a juca. Un joc de din moștra moși, pentru oameni inimoși. Și-mi plas și tari și-a mine a cânta. De Bucovina nu știi să joci și cu bucurii. Lângă adelea să-i cântă inima. Doamne, drag să-i și-o mântea. Și cu suma, dar și pădurea o iubi, din lume o trăi. Mulțumesc! Asta a fost pentru grupul Vatra de la Botoșani, un grup foarte autentic. Acum o să vă mai cânt una, în primul rând pentru Mini. Eu sunt dintr-un sat pe jumătate Stupca, pe jumătate de la Sfântul Ilie și tăță Sfântul Ilie la Sfântul Ilie. Și următoarea cântare pentru tăți Sfântul Ilie. Pentru șeful caldararelor de la Furești, Titi, care astăzi ești îmbrăcat în înțeaște, să spune la noi, la deal, când ești îmbrăcat așa, el vă așteaptă în iarnă cu o producție proprie. Aplauze pentru Titi și pentru sufletul românesc. Pentru că satira a fost o instituție a satului nostru din Moldova, cântec despre și Niseu în fața mea. Sunt muzic. Și-n faita ha, pe tine lângă mine să stai. Te-ai încă dată
nici grevă, n-am nici furcă, n-am nici pân să ți-l o juncă. Băi, n-am nici grevă, n-am nici furcă, n-am nici pân să ți-l o juncă. N-am nici talpă la papuș, dar n-am ochi și buță duși, măi. N-am nici talpă la papuș, dar n-am ochi și buță duși, măi. Asta-i treaba, Istasie! Mamarie! Ei, uiește-se fișorii, pentru fișorii de-o seamă cu tata! Pălărie șruită cu geaba ca vin sătă. Păi pălărie șruită cu geaba ca vin sătă. Și suma mi-e rupt în cot, dar sfântul vin numai cot, măi. Suma nu-i rupt în cot, dar sfântul vin numai cot, măi. Să-ți fie atât și un dute! Asta-i treaba, Istasie! Fișorul și-a dacă se găsește, eu plătesc. Mi-aș lua nevastă frumoasă, hanică și dragastoasă. Băi, mi-aș lua nevastă frumoasă, hanică și dragastoasă. Când ai mele la piețe, am să mă arăt zboșită, măi. Când ai mele la piețe, am să mă arăt zboșită, măi. Vine-s eu în fața mea și șează-mi și vom vedea! Cânăiță de sarba, pari frumoșăți ca o floare. Păi, cânăiță de sarba, pari frumoșăți ca o floare. Nu graiesc cu orice cine, dacă nu-i mincios ca mine. Nu graiesc cu orice cine, dacă nu-i mintos ca mine. Da, știi, frate, lumea! Când s-a plâns cineva, ia să-mi mai mintați atunci! Spișor cu muiot! N-am nici grijă, n-am nici furcă, n-am nici fân să-ți l-o juncă. Băi, n-am nici grijă, n-am nici furcă, n-am nici fân să-ți l-o juncă. N-am nici lapă la papuș, dar am ochi și buță duși, măi. N-am nici lapă la papuș, dar am ochi și buță duși, măi. Hai să-ți fie atât și un dute! Dacă ai stai nea unie, hai uite așa să și-l și eu! Îți vrea nici nea unie, măi! Hop, șop! Mă bucur că mă mai văd zâmbind. Este o vorbă, știți cum e. Băi, bine a fost și rău era. Rău i-am o, dar e bun așa. Încă una și mă aduc sănătate să vă fac niște bucur. Pentru fișori, arde o gică. Să rămân, încă uite, uite așa. Și apoi mă-ndrăgim.
mișcări, dar scanțat din mișcări, lângă uite așa. De la chiu să se învede, nu s-o dat pe șapte fete, nu s-o dat pe șapte fete, lângă uite așa. Mi-ate doamne, bani ligări, mă zăs poți ligări, mă zăs poți ligări, lângă uite, uite așa. Să nu iasă piatul lii, să nu merezi piatul lii, să nu merezi piatul lii, lângă uite, uite așa. Ce steli și ochișori! Și puțin la fișoare! Dă-mi și joc de și-a jucat! Toma ca și fac tot așa! Dă și joc de și mă învăț! Toma ca și fac tot din băț! Și din bădea și facuțul, așa așa priseput măi, așa așa priseput măi, lângă uite așa. La iubiță s-a rotat, la lelință cu barba măi, la lelință cu barba măi, lângă uite așa măi. Ține-mi mamă-n toți-n două, s-o pistacă în joc, s-o pistacă în joc, lângă uite, uite așa. Mă duc să joc și eu, cum se joacă în satul meu, cum se joacă în satul meu, lângă uite, uite așa. Stați așa să vin și eu! Mulțumesc, să fiți sănătoși, împăcați cu viața, oameni buni și împliniți cu toți cei dragi și pe nimic acasă. Doamne ajută! Călin Brăteanu, pentru dumneavoastră, dragi prieteni, v-a plăcut?